În perioada 15-18 februarie, Consiliul Județean Buzău participă la Târgul Național de Turism al României, organizat la București, unde va avea stand propriu de prezentare. Sub sloganul Descoperă Buzăul se va prezenta oferta turistică a județului de la atracții unice în România, Muzeul Chihlimbarului Colț, Muzeul Tabăra de Măgura Vulcanii Noroioși, la experiențe culturale și culinare, dar vor fi și informații despre Geoparcul Internațional UNESCO, Ținutul Buzăului. Una dintre atracțiile principale ale standului va fi holograma ce va reprezenta o pepită de Chihlimbar, cea mai mare din lume, care se regăsește în patrimoniul Muzeului Județean Buzău. Vor fi și activități educaționale la standul Buzăului cu ajutorul unui laborator mobil folosit pentru realizarea de ateliere de știință, în special cu cei mici. Nu vor lipsi nici momentele artistice, dar nici produsele tradiționale românești. În aceeași perioadă, Consiliul Județean Buzău va prezenta oferta turistică a județului la Târgul Internațional de Turism de la Chișinău în cadrul standului României.